Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că a semnat contractul în valoare de 10 milioane de lei, inclusiv TVA, cu câștigătorii licitației pentru reparații străzi și trotuare în municipiul Reședință de Județ. E vorba de o asociere de 3 firme din Suceava. Primarul Lungu a precizat că prețul lucrărilor este cu 85% mai mare față de contractul precedent. Am semnat în această săptămână contractul în valoare de 10 milioane de lei plus TVA cu câștigătorii licitației pentru reparații străzi, For Construct, SUCT și SC Auto Tehnorom. Le-am cerut să mărească numărul de formații. Astăzi avem un număr de 4 formații care lucrează pe străzile Bredetului, Mihai Eminescu, Gherasim Buliga, Tudor Vladimirescu, Amurgului, Eroilor, Calea Opcinilor. Dar nu mai au niciun motiv să spună că nu lucrează, au venit cu prețuri actualizate, destul de mari, așa cum am spus, cu 85% mai mari față de anul trecut, și s-au angajat să mărească numărul de formații, în așa fel încât să asfaltăm cât mai mult în această perioadă rămasă până la venirea sezonului rece.